Știu că o parte din copilaș sunt plecați, dar am văzut câțiva și îi invit să vină aici. Va urma povestirea pentru copii. Haideți și voi. Haide. Îi așteptăm? Da. Îi așteptăm. În vitrina unui magazin era lipit un afiș cu scoci. Era pus așa acolo să se vadă și scria că există de vânzare la acel magazin cățeluși. Scria, avem și cățeluși de vânzare. Un băiețel de vreo 10 ani așa a văzut afișul. Poftim? 10 ani. E mai mic, fratele tău. Un afiș l-a văzut, un băiețel de 10 ani, și și-a dorit și el un cățeluș. Așa că s-a dus la magazin, s-a întâlnit cu vânzătorul și i-a spus, am văzut că aveți cățeluș de vânzare. Și i-a zis, da. Și cât costă, a întrebat băiețelul. Și vânzătorul i-a zis, depinde de cățeluș, între 20 și 40 de dolari. Era în dolari. Băiețelul s-a căutat prin buzunare și a scos niște bănuți. Și a început să numere. 50 de cenți, $1, $1.50. A mai căutat prin buzunar, a mai găsit ceva, $2.15. Cât înseamnă $2 față de $20, cât îi trebuia minim pentru un cățeluș? Puțin de tot. Și băiețelul s-a uitat la bani și i-a zis vânzătorului, puteți să-mi arătați cățelușii? Și vânzătorul a fluierat și au început cățelușii să vină. Erau în curte. Și erau 1, 2, 3... 4, 5 cățeluși. Ba nu, mai era unul în spate. Dar venea așa mai încet, al șaselea cățeluș. Și cățelușul din spate, nu știu, nu scria cum îl chema pe cățeluș, dar cred că i-a pus băiețelul un nume. Cățelușul din spate venea mai încet. Avea un picioruș chiop. Și băiețelul a zis, pe acesta îl vreau. Și vânzătorul i-a spus, sigur îl vrei pe acesta? Este șchiop și nu o să poți să te joci cu el. Și atunci băiețelul zice, da, pe acesta îl vreau. Vânzătorul îi spune atunci, păi dacă îl vrei pe acesta, eu nu-ți cer bani pe el, eu ți-l dau gratuit. Atunci băiețelul s-a supărat un pic și i-a spus, păi eu îl vreau pe acesta și să vă și plătesc pe el. Vă dau $2.15 și în fiecare lună vă mai dau câte 50 de cenți până o să plătesc tot prețul cățelușului. Și acest cățeluș are valoare. Și din nou a încercat să-i explice vânzătorul. I-a spus, da, dar nu o să poți să te joci cu cățelușul acesta. El nu poate să aleargă. Și atunci băiețelul a zis, nu, el are valoare la fel ca ceilalți cățeluși, eu pe acesta îl vreau. Și s-a desfăcut și a ridicat pantalonii și a arătat vânzătorului că avea un picioruș de fier. Băiețelul a avut probleme și atunci el l-a înțeles pe cățeluș și a spus, pe acest cățeluș îl vreau. Și atunci vânzătorul, cu lacrimi în ochi, a înțeles de ce
Copilașul își dorea acel cățeluș. Noi avem prieteni, dar uneori prietenii ne lasă singuri. Important e ca să avem acei prieteni care ne înțeleg și care sunt aproape de noi chiar atunci când majoritatea dintre ei pleacă. Dumnezeu să ne ajute să avem și să fim și noi prietenii adevărați care să iubim pe cei din jurul nostru. Vânzătorul i-a spus băiețelului, mi-ar plăcea mult ca fiecare din cățeluși să aibă un băiețel așa ca tine care să înțeleagă și să îngrijească. Vă place să vă rugați? Vrea cineva dintre voi să se roage? Acum? Cine vrea? Vrea cineva? O să mă rog eu. Închidem ochii și ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru copiii pe care îi are această biserică. Îți mulțumim că tu le porți de grijă, că le dai sănătate, le dai părinți care să le poarte de grijă și îți mulțumim că sunt în biserică și vor să asculte de tine. Te rugăm ca tu să ai grijă de ei, să le porți de grijă și să le dai tu lucrurile de care au nevoie. Îți mulțumim că ne asculți, de aceea te lăudăm în numele Domnului Iisus. Amin. Copii, eu mai am 8 cuvinte să vă spun. 8 cuvinte am de spus. Cine iubește pe Iisus, știți cum urmează? Să ridice mâna sus. Și dumneavoastră iubiți pe copii? Vedeți ce multă lume vă iubește și avem prieteni aici adevărați. Da. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvânteze și să vă ajute să fiți și liniștiți la predică, ca părinții și voi poate înțelegeți anumite lucruri pe care să le învățați despre Domnul Iisus. Amin? Pacea Domnului. Vă mai aduceți aminte care au fost subiectele din ultimile două sabate de la 11 la 12? În primul sabat al lunii, își mai aduce aminte cineva despre ce am vorbit? Despre familie, despre disciplinare. Și textul de bază de la care am plecat este învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când se va face mare, nu se va abate de la ea. În al doilea sabat am învățat despre dragoste, despre acceptare, despre unitate și textul cel mai important se află în Ioan 13:35, care spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Sunt două moduri prin care să facem un alt fel de misiune. Dumnezeu a pus pe inima fiecăruia diferite lucruri. Suntem un trup și fiecare are funcția lui. Mie Dumnezeu în ultimul timp mi-a pus pe inimă această problemă a familiei. Statisticile sunt cutremurătoare. Spune că dacă ar fi rămas în biserică toți copiii, biserica noastră ar fi numărat de 9 ori mai mult decât numără acum. Doar atât. Nu e vorba de misiune, e vorba doar de a rămâne în biserică copiii și copiilor.
biserica noastră ar fi numărat mult mai mult. S-au pierdut mulți copii care au părinții din biserică. Și atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă să descoper care sunt problemele care i-au făcut pe acești copii, pe acești tineri, să se despartă de biserică. Și în această dimineață, tema va fi despre cea mai mare nevoie a lumii. Este un citat în spiritul profetic care spune: cea mai mare nevoie a lumii este, și pentru cei care știu deja citatul, aș vrea să nu spună din prima, pentru ca și ceilalți să poată să gândească și să răspundă. Care credeți că este cea mai mare nevoie a lumii? Deci nu pentru cei care știu deja citatul și știu la ce se referă. Pentru cei care nu știu la ce se referă citatul. Doar să folosească mintea și să vedem dacă putem să intuim. Oare care este cea mai mare nevoie a lumii? Poftim? Unii să caute pe Dumnezeu, alții caută lucrurile trecătoare. În relația noastră cu Dumnezeu ne referim aici. Care este cea mai mare nevoie? Care este cea mai mare nevoie a lumii? Putem să dăm diferite răspunsuri și pot să fie adevărate. Dar Ellen White, când a scris în cartea Lucrarea de Binefacere, pagina 300, s-a referit la un anumit lucru. Acum cine și-aduce aminte poate să spună. La ce s-a referit când a spus cea mai mare nevoie a lumii este și ce urmează? Este și dragostea, dar nu la acest lucru s-a referit Ellen White în citat. Care este cea mai mare nevoie a lumii? Dacă nu greșesc, îmi permiteți, sper că spune că are nevoie de bărbați și femei să spună păcatul pe nume. Uh-huh. E un citat. La acest citat m-am referit și o să-l citesc. Mulțumesc! Cea mai mare nevoie a lumii este nevoia de oameni. Oameni care nu vor fi cumpărați sau vânduți. Oameni care în intimitatea sufletului lor sunt sinceri și cinstiți. Oameni care nu se tem să numească păcatul pe numele lui adevărat. Oameni a căror conștiință este atât de fidelă față de datorie ca acul magnetului față de pol. Oameni care vor sta pentru ceea ce este drept, chiar de s-ar prăbuși cerul. Aceasta este cea mai mare nevoie. Oameni de oameni care să nu fie cumpărați și să nu fie vânduți pentru nimic. Oameni care să fie sinceri. Și într-un alt loc scrie în Hristos Lumina Lumii, spune: religia lui Hristos este însăși sinceritatea. Când m-am gândit dacă să vorbesc despre această temă, am schimbat-o. De mult am pe inimă să vorbesc despre acest lucru, dar nu m-am simțit, nu mi-a venit natural. Și astăzi de dimineață m-am rugat lui Dumnezeu și deja schimbasem și pregătisem altceva. Dar m-am rugat lui Dumnezeu și am simțit că trebuie să vorbesc despre această temă. Îmi dau seama că nu ar fi bine să încep cu exemple negative de lucruri care se întâmplă uneori și în biserica noastră și arată că nu sunt, că există între noi și poate și noi am fost odată oameni care ne-am lăsat vânduți, care ne-am lăsat cumpărați. Este un alt fel de misiune, aceea de a fi cinstit, de a fi onest, de a fi corect. Și mă gândesc de multe ori, au plecat copii de pastori din biserică,
au plecat copii de prezbiteri, au plecat copii din cei care erau în comitet. De ce pleacă? Unde este problema? Și mi-am dat seama, am ascultat, am nevoie să învăț mai mult limba engleză și mi-am ales să ascult Biblia dramatizată în limba engleză și în sensul că nu era citită doar, ci atunci când altcineva vorbea, era schimbată vocea. Adică erau roluri, diferite persoane citeau în funcție de persoana care vorbea. Și am auzit foarte des un cuvânt care parcă m-a durut așa la ureche. În Matei, capitolul 23, cred că acolo, după, m-am uitat să văd de ce am auzit ceva care parcă mă durea la ureche. Apare, este vorba despre Iisus, mustră pe cărturari și farisei și apoi nelegiuirile cărturarilor și a fariseilor. Erau oamenii cei mai bine văzuți și pe ei Domnul Iisus i-a mustrat. Și apare de 8 ori. Vai de voi, vai de voi, vai de voi. Și așa am auzit și parcă nu auzisem niciodată, de câte ori citisem, n-am auzit așa, m-a întristat și mă gândeam, cum a putut Domnul Iisus să vorbească așa? Parcă nu era în caracterul lui, blândețea, mai ales că atunci când ascultam, nu știu să emite exact vocea lui Domnului Iisus și mi se părea că e ceva care mă durea. Dar după aia am luat și am citit, era cuvântul care m-a supărat, era hipocriți. Ipocriți. Vai de voi, farisei fățarnici, cărturari și farisei fățarnici. Și acest lucru se repetă numai în capitolul 23 din Matei, de 7 ori. În versetul 13, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici. În versetul 14, în versetul 15, la început, în versetul 16, aici vai de voi povățuitori orbi. Apoi 17, nebuni și orbi, cât de direct vorbește Domnul Iisus. La fel, în 19, nebuni și orbi. Apoi versetul 23, vai de voi, din nou, cărturași și farisei fățarnici. Versetul 25, versetul 27, din nou. Versetul 29, atât de mult am văzut subliniat acest lucru încât mi-am dat seama, m-am gândit, Domnul Iisus când a fost pe pământ a vorbit foarte frumos, dar a folosit în anumite momente cuvinte foarte directe și foarte dureroase și am vrut să văd care contextul, ce se întâmpla de Domnul Iisus a fost foarte direct, care erau problemele. Și mi-am dat seama că de cele mai multe ori a lovit în farisei și cărturari. În oamenii cei mai de sus, în oamenii cei mai învățați. Pentru că ei făceau lucruri ca cei care îl doreau pe Hristos să nu-l mai dorească. Și văd de multe ori în biserica noastră anumite lucruri mă doare. Dacă n-aș iubi biserica și dacă n-aș crede că Dumnezeu are o misiune specială pentru ea, n-aș fi aici. Nu o spun ca să lovesc biserica. O spun pentru că mă doare și pentru că știu că Dumnezeu are un alt plan cu biserica. Când am plecat la institut, mi-au zis mai mult frați, vezi că și acolo sunt lucruri care nu sunt așa cum ar trebui să fie. Și m-am îndurerat. Dar faptul că mi-au fost spuse, m-au și pregătit. Dar într-adevăr, am văzut și nu între profesori, de multe ori dintre elevi. Mi-imaginam că acolo tinerii care vor să ajungă pastori
se întâlnesc, se roagă, doresc să vorbească cât mai mult despre Domnul Iisus. Și mi-am dat seama că și acolo se lipsește de la ore și m-a îndurerat. Când era vorba de rugăciune, de întâlniri, de studiu, prea puțini veneau și mi-am dat seama că ceva se întâmplă cu biserica. Am fost foarte îndurerat și am simțit nevoia să vorbesc direct. Dar înainte de asta, auzisem cândva o predică din 1 Samuel care un anumit verset mi-a venit în minte. 1 Samuel, capitolul 8, versetul 4 spune: toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis: iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Și ce m-a uimit este modul în care a reacționat Samuel. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul acesta. Faptul că ziceau: dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Această ultimă parte mi-a venit în minte atunci. Poate că simțim și noi de multe ori în inima noastră mânie de a vorbi, de a acționa când vedem anumite nedreptăți. Dar să ne aducem aminte de un lucru. S-a dus Samuel și s-a rugat. Și așa am făcut și eu. Și Dumnezeu mi-a schimbat inima. N-am mai putut să privesc către colegii mei, mai ales că nici eu nu era mai bun. Mă uitam la alții, dar când mă uit la mine, îmi dau seama că fratele Istrate spunea, mi-am dat seama că toți suntem oameni. Într-adevăr, toți suntem oameni. Fie că este cineva aici în față, toți suntem păcătoși. Și mă doare inima când văd că uneori spunem ca o scuză acest lucru. Sau spunem, păi și tu ești păcătos. Uneori doboară și zici, păi nici măcar nu mai încerc să fiu bun, că până la urmă nu reușesc. Nu cred că acesta este modul de a aborda lucrurile, ci de a lăsa pe Dumnezeu, de a merge la El în rugăciune. Nu e tendința noastră de a face acest lucru după ce vedem anumite lucruri care se întâmplă, dar El asta ne spune. Vino la mine în rugăciune. Am avut o experiență extraordinară. Dumnezeu mi-a schimbat inima, m-a mișcat și mi-a spus, am simțit că trebuie să-i trimit un mesaj unui coleg de clasă pe Facebook. Dar așa mi s-a părut de ciudat să-l încurajez, să-i spun, te apreciez pentru ceea ce ești și vreau ca Dumnezeu să te binecuvânteze în mod special. Nu era colegul pe care îl socotesc la cel mai înalt nivel, dar am simțit pentru el că trebuie ca să transmit acest mesaj. Am zis, da, ce o să creadă despre mine? Cum să-i spun așa, fără nicio legătură, uite ce simt, vreau ca să te apreciez pentru anumite lucruri. Și n-am făcut-o. M-am băgat la somn, aveam o temă de făcut, dar era târziu și m-am culcat, m-am rugat lui Dumnezeu și i-am spus, Doamne, pune-mi Tu în minte ce am de pregătit. Aveam de pregătit pentru a doua zi o predicuță mai micuță pentru la ora de omiletică. Și când am ajuns la masă, nu ajunsesem să-mi pregătesc predicuța, un mesaj pentru colegi. Am ajuns la masă și unele lucruri se întâmplă așa, nici măcar nu ne pregătim. Discutam la masă și un băiat spunea, a murit un prieten drag, s-a sinucis. Nu era adventist, era cred că penticostal, dar a venit și pe la biserica adventistă. Într-un timp îi dădea multe mesaje de încurajare și îl susțineam, dar în ultimul timp chiar nu l-a mai sunat deloc și era îndurerat. Și un alt băiat spune la masă, și eu cândva am avut, s-a întâmplat ceva și pe stradă și cineva a jignit o persoană, dar eu am simțit în inima mea că trebuie să încurajez pe acea persoană îndurerată, dar n-am putut să o fac.
Și mi-a părut rău. Și imediat mi-am dat seama că și în inima mea a fost Dumnezeu pusese ceva pe suflet și mi-am adus aminte că nici eu n-am făcut. Am zis, e stupid, cum să trimit un mesaj așa și fără niciun rost? Nu înțelegeam. Iar când a trebuit să vorbesc dimineața, practic am spus ce am trăit și am spus și colegului, uite, aseară, așa am simțit, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-ți transmit faptul că te apreciez și că Dumnezeu cred că are un plan special pentru tine. Și colegul meu a venit la mine, mi-a întins mâna, mi-a zis mulțumesc mult, Alex. Nu știu dacă pentru el era mesajul, dacă modul în care lucra Dumnezeu era altul. Am spus celorlalți, le-am spus ce am trăit, le-am spus că sunt îndurerat când văd. Îmi dau seama că pastorația și pastorii și-au pierdut din autoritate. Biserica noastră sunt lucruri care nu merg cum ar trebui să meargă și sunt într-adevăr îndurerat și le-am spus și lor. Îmi pare rău că vă văd că vă jucați pe calculator, îmi pare rău când văd că se lipsește de la ore. Uneori eram destul de supărat pentru că trebuia să vin și la master aici în Pitești și trebuia să mă trezesc la ora 2 dimineața și mergeam la oră, nu voiam să lipsesc, dar vedeam că eram prea puțin în clasă și mă durea, că încercam să fac mai multe, să lupt și ca totul să meargă bine și vedeam pe alții și Dumnezeu mi-a spus, nu trebuie să condamn. Dumnezeu poate să schimbe inimile noastre. Dumnezeu poate să lucreze dacă îl lăsăm. Și eu cred acest lucru. Copiii noștri cred că au nevoie de părinți sinceri, de părinți curați. Venim la biserică, am citit o carte despre limbajul trupului. Cândva mi-a părut rău că am citit-o. Pentru că din modul în care ne mișcăm, din modul în care ne comportăm, limbajul trupului transmite anumite lucruri pe care parcă n-aș fi vrut să le știu. Poate unele în neconcordanță. Nu iau cartea exact așa cum scrie, că dacă ții mâinile așa înseamnă că ești indiferent, sau alte lucruri pe care să le citești, să afli de cum, ce e în interiorul omului. Dar am văzut... De exemplu, stăm de vorbă la școala de sabat și spunem ce frumos, vorbim despre Domnul Iisus, dar uneori se dă așa din picioare și parcă nu mai avem stare. Dorim să se termine mai repede și la predică și la... Și îmi dau seama că suntem nesinceri. Aceeași persoană spune ce frumos, vorbim despre Domnul Iisus. Poate și aici la biserică vorbim frumos, dar copiii ne văd acasă. Vorbim frumos aici de fratele și apoi când ajungem acasă începem și îl bârfim. Și mi s-a întâmplat și mie. Nu neapărat să vorbesc aici frumos și acasă altfel. Le spun lucrurile că sunt și la mine. Și uneori zic, mai bine... Și experiența în care Dumnezeu m-a chemat să merg la Cernica nu mi-a fost pe plac. Aveam altceva pentru, alt plan pentru viitorul meu. Nu mă gândisem că o să ajung acolo. Și uneori am plâns și am plâns mult și am zis, Doamne, de ce a trebuit să trec eu pe aici? De ce nu știu dacă voi intra în pastorație? E grea. E cea mai frumoasă lucrare, dar cu cea mai multă responsabilitate. Să lucrez cu oamenii. Și fac o comparație între familie și între biserică. Pastorul, înaintea lui Dumnezeu, răspunde la fel ca tatăl și mama, ca părinți pentru copii.
Când Domnul Iisus va întreba unde este copilul tău, la fel îl întreabă și pe pastor. Unde este fratele? Unde este fratele? Unde este fratele? Ce ai făcut pentru el? E ceva ce poți să faci și nu ai făcut? Am mers în practică și am discutat cu persoanele de acolo și mi-au spus un lucru care mi-a rămas în minte. Mai mult decât predicarea și mai mult decât orice, am zis, dacă voi ajunge vreodată pastor, un lucru vreau să țin minte, să-i vizitez pe frați. Atât de mult îmi spuneau frații, nu m-a mai vizitat pastorul de mult. Știu și ce înseamnă lucrarea de pastor. Nu mi-am imaginat vreodată că înseamnă atât de mult. Sunt multe lucruri pe care să le facă. E mai greu. Uneori treci prin viață și nu mai ai chef de nimic. Ești și tu îndurerat și trebuie să predici. Și parcă nu mai poți. Și trebuie să predici, să le vorbești oamenilor, să-i încurajezi când tu ești descurajat. Nu e așa ușor. Dar dacă suntem sinceri, așa cum putem să fim sinceri cu copiii noștri, putem să fim sinceri și în biserică. Dacă Dumnezeu are un plan cu mine, doresc să-l continue. Dacă El a dorit doar să ajung la Cernica să mă învețe anumite lucruri, la fel doresc să continue. Am zis de multe ori, nu voi intra cu niciun chip în pastorație. E greu. E cel mai greu lucru. E și cel mai frumos. Să vezi cum lucrează Dumnezeu prin tine e într-adevăr o bucurie. Dar e multă responsabilitate. Doresc ca Dumnezeu să lucreze în inima noastră, să ne ajute să fim oameni corecți, să fim oameni drepți, să fim oameni care să poată să-L privească pe celălalt în ochi și să știe că în viața Lui nu e nimic de care să se teamă. E ceva în viața mea ce am făcut greșit și vin în fața celuilalt și ascund lucrul acesta, mă cercetez. Și vreau ca în viața mea să nu fie nimic. Vreau ca eu să fiu această persoană, acest om, care să nu se lase cumpărat și vândut. Și în pastorație sunt lucruri pe care am simțit uneori că mi le cer. Intri și mai târziu ți se cer anumite lucruri și simți că nu e planul lui Dumnezeu pentru tine. Simți că altceva spune Dumnezeu în minte și îți cere altcineva altceva. Și trebuie să fii corect. Îți cere un om un lucru, îți cere altul un alt lucru. Cum să te împarți? N-ai decât să ajungi să te cerți, pentru că nu reușești să faci ca doi oameni să gândească la fel. Și parcă ai vrea orice în viață. Am terminat o altă facultate, puteam să continui în domeniul pe care l-am făcut. Visam ca până la 25 de ani să am și familie. Îmi dau seama că mai sunt 3 ani din viață și deocamdată trebuie să învăț. Mi-am dedicat viața bisericii și slujirii și îmi doresc ca Dumnezeu să-mi facă bucuria, să simt că oamenii într-adevăr doresc pe Hristos. Vreau ca El să ne schimbe și această mare nevoie a lumii de oameni corecți. Cunosc atât de mulți oameni corecți. Atât de mulți sunt mulți oameni în Biserica Adventistă care sunt corecți. De multe ori sunt invizibili, dar așa îmi place să stau să-i privesc și să văd parcă Dumnezeu lucrează într-adevăr prin ei. Uneori nu au nici funcții, dar Dumnezeu lucrează, Duhul Sfânt lucrează și îmi doresc ca El să lucreze și în viața mea și în viața dumneavoastră. Mi-a picat în mână. Stând pe internet, am văzut un articol despre o fată care a terminat cu media 10, a luat și la BAC 10, a avut și multe premii, vreo 30 de premii și doresc doar să citesc câteva lucruri despre ea, pentru că atunci când a terminat cu media 10, ca reprezentat din partea elevilor,
nu a fost ea, ci a fost altcineva, din câte am înțeles eu. Și ea spune, gata, astăzi mi-am făcut o promisiune, nu mai tac. E momentul cel mai potrivit să spun ceea ce simt. E momentul să clarific câteva lucruri și să pun punct. N-am vrut să scriu despre asta. Am zis că e mai bine să o las moartă. Că asta e, se întâmplă. Că unii vor vedea unde au greșit și nimeni nu va mai suferi. Dar am auzit un lucru care m-a făcut să înțeleg că noi românii avem o mare problemă. Mentalitatea. Lumea e plină de nedreptăți și trebuie să mă obișnuiesc cu asta, îmi spuneau. Și dacă nu vreau... Când au fost alegeri în toamnă, am strigat toți că vrem o altă Românie, una mai bună, lipsită de corupție și de intrigi, mânate de interes personal al oamenilor care au ajuns în funcție. Vedem toți ce se întâmplă în jurul nostru, dar nu avem curajul să ne opunem. Ne lăsăm duși de curent și asta este, ce-o fi, o fi, gândim. Eu mă simt curajoasă, vreau să not împotriva curentului. Și sunt sigură că fiecare dintre voi a simțit asta măcar o dată, spune ea. E de ajuns. Nu vreau să mi se mai spună că trebuie să accept mizerii și nedreptăți doar pentru că așa vrea cineva. Nimeni nu poate să-mi impună absolut nimic. Nu am nevoie de lecții de moralitate sau de demnitate. Sunt responsabilă și, spre deosebire de alții, îmi asum toate alegerile pe care le-am făcut vreodată. Să nu ne mai ascundem după deget. Povestea festivității s-a zis pe la toate colțurile din oraș. Și când azi mi s-a sugerat că ar fi indicat să o uit și să nu vorbesc despre ea, mi-a ajuns. Adică ar trebui să închid ochii pentru a nu știu câta oară, să tac frumos ca să arate bine? Vorbește după aceea în semn apreciativ față de liceul în care a studiat. Își spune că și-a pus multe întrebări. S-a gândit dacă trebuie să tacă sau să vorbească când a văzut nedreptate. A luptat mult și până la urmă a fost îndepărtată când a fost festivitatea și n-a putut, își pregătise discursul, își pregătise totul. A luptat în viață. Mama ei s-a recăsătorit, a trecut prin greutăți, a stat nopți nedormite ca să învețe și alții care chiuleau și copiau să ajungă într-un așa fel încât să fie dată la o parte. Până când? Când am citit durerea ei, deși nu intru să-mi dau cu părerea, nu cunosc persoana, doar că m-am regăsit și eu și am simțit că uneori lăsăm ca lucrurile drepte să fie drepte și uităm că e nevoie de dreptate. Cea mai mare nevoie a omenirii este nevoia de oameni. Oameni care nu vor fi cumpărați sau vânduți. Oameni care în intimitatea sufletului lor sunt sinceri și cinstiți. Oameni care nu se tem să numească păcatul pe numele lui adevărat. Oameni a căror conștiință este atât de fidelă față de datorie, ca acul magnetului față de pol. Oameni care vor sta pentru ceea ce este drept, chiar de s-ar prăbuși cerul. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni drepți, să fim oameni cinstiți, să fim oameni corecți. Dacă avem o slujbă și avem oameni în subordinea noastră, să fim corecți cu ei. Asta înseamnă misiune. Apreciez pe cei care dau cărți, dar putem să dăm cărți și să fim oameni incorecți? Să nu uităm, mai presus de toate, și mai ales pentru copiii noștri pe care cred că ne-i dorim lângă Hristos, să fim coreți, să fim cinstiți, să fim sinceri cu ei. Nu suntem mai buni. Ei știu asta și văd. Nu e nevoie să le spunem. Să recunoaștem când nu putem să fim ceea ce ne-am dorit să fim și să spunem ceea ce dorim să fim. Cred că dacă ne dorim, Dumnezeu ne ajută. Am pe inimă biserica și am pe inimă ca lucrarea lui Dumnezeu să fie ajunsă la capăt și noi să fim mântuiți. Textul cel mai important pe care doresc să-l reținem în această dimineață se află în Isaia 56 cu versetul 1. Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea
este aproape să se arate. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate. Dumnezeu să ne ajute să fim corecți, sfinți. Am ales imnul de două ori. Sfânt și înfricoșat este Dumnezeu. Sper ca în inima noastră să trezească dorința de a fi corecți, de a fi drepți, de a fi înaintea celorlalți, să putem să stăm cu coloană de vertebrală, să spunem ceea ce am făcut, când am făcut și am greșit, da, am greșit. Când nu am greșit, spunem că nu am greșit. E ceva în viața mea în care am greșit, vin înainte și spun unde am greșit, recunosc. Dacă sunt lucruri pe care le avem în viața noastră și știm că sunt greșite, vă invit la pocăință. Să ne schimbăm. Ne ducem și spunem, și uneori trebuie să luăm destul de multe persoane la rând și să ne cerem iertare. Și eu am greșit și așa de dureros a fost când a trebuit să mă duc și să spun, am vorbit ce am vorbit și îmi pare rău. Și am vorbit. Dar doresc să repar. Dumnezeu să vă dea putere și să ne dea tuturor puterea să reparăm ce am greșit, să mergem înainte. Cred în biserică, cred că Dumnezeu are un plan special, cred că El vine curând și cred că El vrea să ne ia la El oameni sfinți, căci El este sfânt. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune El. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Când simți că totul e nimic și tot ce ai strâns a prăbușit, Iisus rămâne în veci. Când suferința te-a răpus, nu renunța că El ți-a spus, eu voi rămâne în veci. Doamne, fii mărit, glorie și cinste. Când schimbi că scazi în ochii tăi, să nu te temi, creștin ai săi, Iisus rămâne în veci. Când suferința te-a răpus, nu renunța că El ți-a spus, eu voi rămâne în veci. Doamne, fii mărit, glorie și cinste. Love.
acasă o cântare care mulți din frații noștri de aici o cunosc. Vine Domnul la noi iar. Vine Domnul la noi iar să ne dea răsplată. Vine să ne dea ca dar veșnicia toată. Până la venirea Lui să avem credință, slavă să dăm Domnului chiar și-n suferință. Vine Domnul pe anor, Doamne ce iubire, noi să-L așteptăm cu dor, să dăm lumii știre. Până la venirea Lui să avem credință, slavă să dăm Domnului chiar și-n suferință. Vine Domnul să ne ia cu El în mărire, vine bucuros să dea celor drept slăvire. Până la venirea Lui să avem credință, slavă să dăm Domnului chiar și-n suferință. Amin. Yeah.